Proiecția specială a filmului documentar Phoenix Poveste, realizat de cineastul Cristian Radu Nema, în memoria celui care a fost Nicu Covaci, a avut loc marți seara în sala multifuncțională a Consiliului Județean Timiș. Pelicula a făcut o trecere prin istoria trupei Phoenix de la primele apariții în 1962, sub titulatura Sfinții. A fost prezentată și perioada tumultoasă prin care formația a trecut în timpul regimului comunist, când ideea de libertate pe care o promova nu se potrivea deloc cu sistemul opresiv. Mesajul filmului este acela de a transmite și actualei generații, ce au trăit cei care au fost în public în anii 60, 70 sau 80, ascultând versurile legendarei formații. Am încercat să mă folosesc de cea de-a șaptea artă, cinematograful, ca ei să aibă puterea să, neapărat puterea, să aibă șansa să primească ce au primit cei de atunci și să spună ce păcat că eu n-am trăit în perioada respectivă, dar nu-i niciun păcat. Hai asta acum. Munca de documentare a fost una atipică și deloc ușoară. Este ceva total atipic, pentru că un documentar se face în niște pași. Primul pas ale subiectului și următorul pas, cel mai greu, îl documentez. Al treilea pas, îl lucrez și în final îl ai. Așa a fost fix pe dos. Eu m-am trezit în fața tuturor materialelor. Fără să-mi dau seama, am fost alături de ei și mi-am dat seama, la un moment dat, după câțiva mulți ani, având arhiva, având fotografie, având pelicule, având material digital, având cei 15 ani pe care i-am filmat eu personal, că filmul e acolo. Trebuia doar să se întâmple. Și s-a întâmplat. Regizorul Cristian Radu Nema a vorbit despre unicitatea creației Phoenix. Creația pe care Phoenix a avut-o, o are și o va avea, pentru că despre Phoenix mereu am spus, doar la viitor se poate vorbi, nu are cum să fie egalată, nu are cum să piară vreodată și nu are cum să rămână doar în niște pagini de istorie ale muzicii sau ale culturii. Pentru că Phoenix e dincolo de o trupă, dincolo de un concept muzical, dincolo de un concept cultural chiar, este în identitatea noastră. Producătorul și scenaristul filmului a crescut cu versurile trupei Phoenix, iar această peliculă înseamnă împlinirea unui vis din copilărie. Pentru mine acest film reprezintă materializarea pe ecran a unui vis din copilărie, pentru că eu am crescut cu muzica lui Phoenix, anii mei de liceu și de facultate au fost marcați de muzica Phoenix și mi-am dorit să las acestui fenomen, să fac un cadou, practic, să ofer și eu la rândul meu din ceea ce am primit prin muzica lor, prin mesajul transmis și prin toată gama de sentimente care mă încearcă ori de câte ori aud câte un refren. Phoenix. Pelicula a emoționat spectatorii care au umplut până la refuz sala multifuncțională a Consiliului Județean, iar la final ei au fost cei care au tras concluziile și au împărtășit amintiri care îi leagă de Nicu Covaci. Am aici o poză pe care nimeni nu a văzut-o până acum. Este o poză făcută de tatăl meu într-o dimineață cu Nicu într-un halat de casă și se văd pe ea niște probe pentru a face un portret. În final nu a mai apărut pentru că Nicu i-a zis tatălui meu să halat, nu arăta la nimeni poza asta. Dar cred că acum putem să o vedem. Eu aș vrea să vă rog frumos pe cei care sunteți aici dumneavoastră și cei care pot influența în vreun fel să se mai facă concertele Phoenix în 20 decembrie. Am făcut numai cunoștință cu Mircea Baniciu, dar în Germania. Am stat 30 de ani acolo, dar Phoenix m-a atras acasă și aici o să rămân. Evenimentul a fost organizat de Consiliul Județean Timiș. Prin melodiile sale, prin ritmurile și versurile pline de profunzime, Nicu Covaci a reușit să creeze un stil unic, inconfundabil, care a pătruns în sufletele noastre și a rămas acolo. Versurile sale ne-au insuflat curaj în acele momente negre și speranță. Cântecul fie să renască, ne amintește de puterea pe care o avem de a ne ridica din cenușă, de a ne regăsi
forța interioară și de a ne continua drumul. Demersul de a duce mai departe moștenirea culturală incomensurabilă lăsată de trupa Phoenix nu este unul ușor, au punctat cei implicați în organizarea evenimentului, ci este o responsabilitate imensă, pentru că Nicu Kovács a scris istoria.